prin majorarea termenului de achitare a amenzii la 3 zile lucrătoare, se vrea o sincronizare a orarului de lucru al instituțiilor responsabile de recepționarea amenzii și, totodată, garantarea dreptului la un proces echitabil. Pentru unele contravenții, cei care vor plăti amenzile în decurs de 3 zile vor fi scutiți de punctele de penalizare. Aceste măsuri, potrivit autorităților, vor contribui la eliminarea corupției. Asta pentru că mulți șoferi încearcă să scape de punctele de penalizare prin cale ilegală. De asemenea, termenul de 3 zile ar putea începe din momentul aducerii la cunoștință a deciziei de aplicare a sancțiunilor și nu din momentul stabilirii amenzii, cum prevede legea în prezent. Totuși, oamenii au păreri împărțite despre noile modificări. Destul de ok, pentru că, într-adevăr, desuri se nimerea nume la sărbători și nu reușai să achiți amendă. Amenzile la noi sunt mai mari ca în Europa. Păi, noi suntem mai bogați ca Europa, înseamnă că o prostie asta e. Dar, în schimb, nu veți avea puncte de penalizare. Și joacă rolul. Punctele tot aceleași rămân. Amenzi se ridică, dar punctele tot aceleași rămân. Da, asta e bine, dacă fără puncte de penalizare, numai bani. De ce? Așa e mai prost, mai simplu. Cu punctele puteți rămâne și fără permis. Așa e. Dar așa nu mai am plătit și gata. Și rămân cu permis. Între timp, șoferii vitezomani ar putea fi sancționați mai aspru. Ministerul Afacerilor Interne a elaborat o serie de modificări la codul penal și contravențional, care prevede amenzi mai mari pentru depășirea limitei de viteză. Astfel, aceștia ar putea plăti cu 300 de lei mai mult decât este în prezent. Proiectul de lege este deocamdată propus dezbaterilor, după care va fi discutat în guvern și parlament.